Bună dimineața și doamne ajută, distinși reprezentanți și conducători ai cultelor religioase din România, domnule consilier prezidențial, domnule consilier de stat, excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, doamnelor și domnilor senatori și deputați distinși invitați. Mă onorează să fiu astăzi în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre un subiect care, așa cum spunea și domnul președinte al grupului de rugăciune, ne unește și ne definește ca națiune leadershipul creștin. Noțiunea de leadership este asociată cu precădere, mediilor economice și sociopolitice, însă cred că ea ține mai degrabă de însăși structura comunității umane sub toate formele sale de manifestare. Și dacă acceptăm ideea că în alcătuirea și evoluția unei societăți, elementul religios joacă un rol decisiv, putem vorbi implicit despre un leadership structurat. După această regulă, inclusiv despre un leadership care are drept fundament etica creștină. Există un set de reguli clar precizate în Biblie, explicate și dezvoltate ulterior în decursul istoriei creștinismului, reguli care definesc reguli care particularizează inconfundabil arta de a conduce așa cum a fost ea concepută în spațiul european. Fără îndoială, aceste idei au jucat un rol important în conturarea și afirmarea gândirii europene. Prima regulă este aceea a iubirii creștine sau, ca să folosim o expresie des utilizată astăzi, Regula empatiei. Ei îi urmează conștientizarea propriei responsabilități de vreme ce un lider nu se poate afirma decât în măsura în care este conștient de propria prezență și condiție, dar și de efectele pe care imaginea și acțiunile sale le pot produce asupra celorlalți. Prezența celuilalt presupune o deschidere responsabilă față de personalitatea, de nevoile și de proiectele sale. O astfel de deschidere nu poate fi eficientă decât în măsura în care este dublată de onestitatea care pune bazele unei relaționări sănătoase, neafectată de politețe interesată și superficialitate comodă. Un asemenea set de reguli nu ar fi complet fără existența unui exemplu personal evident, pentru că leadership-ul presupune, în primul rând, evoluție personală constantă în cadrul comunitar. Nu putem gândi această evoluție fără spiritualitate, fără un cres puternic asumat, fără valori perene. Credința oferă suficiente modele spre care să privim. Unul dintre ele, recenta situație a refugiaților din Ucraina, din primele zile ale izbucnirii războiului, comunitățile religioase au fost cele care și-au deschis cu promptitudine și generozitate porțile și inimile. Același lucru s-a întâmplat și în. Cazul atacului terorist asupra civililor nevinovați, asupra copiilor, femeilor și bătrânilor din Israel. Aceasta nu este doar o demonstrație a compasiunii, ci și a faptului că liderii creștini au extins natural mesajul Evangheliei la domeniul social. Există un model de leadership creștin vizibil în întregul spațiu european și nu numai. Este suficient să privim cu atenție modul în care comunitățile au fost organizate. În mijlocul satului sau al orașului se află lăcașul de cult, iar această centralitate nu este doar una spațială, ci a influențat toate aspectele dezvoltării comunității. Educație și cultură, organizarea administrativă și chiar militară, dezvoltarea economică și evoluție socială, toate s-au organizat concentric în jurul lăcașului de cult. Dincolo de diferențe confesionale, modelul creștin a jucat un rol major în creșterea și afirmarea spațiului european și a spațiilor emergente acestuia. Ca președinte al Senatului și al Partidului Național Liberal, consider că, din perspectiva liberală, orice formă de leadership, inclusiv cea creștină, ar trebui să promoveze moralitatea, libertatea religioasă cu existența pașnică dintre diferitele religii și culturi, educația sănătoasă și demnitatea persoanei umane. În încheiere doresc să mulțumesc membrilor grupului de rugăciune din Parlamentul României și în special domnului președinte Mircea Roșca pentru că a reactivat cu energie și devotament activitățile grupului de pe despre care ați văzut, a vorbit cu atât de multă însuflețire și cu atât de multă uh, emoție și convingere, dar mai ales pentru că împreună ați reușit să aduceți lângă dumneavoastră cultele religioase din România și instituțiile importante ale societății civile, insuflând în Parlament. Și nu numai, un mesaj general valabil în orice religie, anume acela că politicile publice trebuie să fie expresia valorilor fundamentale ale lumii libere, ale societăților democratice. Sper ca acest parteneriat să se dezvolte și mai mult, pentru că împreună mai uniți, mai solidari, putem realiza marile schimbări din societatea românească, schimbări, transformări, prefaceri, primeniri de care cu toții vorbim și pe care le asumăm ca fiind absolut necesare, din perspectiva mea, fără a fi nevoie să concurăm cu o țară sau cu cineva anume, ci să concurăm cu noi înșine, cu responsabilitatea noastră de a face ceea ce ne-a Dumnezeu să facem în funcție de potențialul și de nivelul nostru de ambiție. Într-adevăr, am discutat cu domnul deputat Roșca, și am convenit să asumăm o capelă în Parlamentul României, în, în această clădire atât de mare. Este incredibil că nu am reușit până acum să avem destinată o încăpere în care atât parlamentarii cât și cei care vizitează Parlamentul să regăsească un loc unde să se roage și unde să ne gândim cu toții că suntem aici în slujba poporului și în slujba lui Dumnezeu. Să ne rugăm așadar pentru victimele atacurilor teroriste și toate victimile civile nevinovate ale conflictelor armate. Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă mulțumesc!